Salut! Numele meu este Vlad. Cea mai bună metodă prin care să ai încredere în tine este să fii competent în ceea ce faci. Poate că te-ai uitat la cele 10 lecții video gratuite pe care le găsești în descriere mai jos și te-ai gândit că poți doar să te vizualizezi că ai încredere în tine, pășești în acea imagine și gata, ai încredere în tine. Însă există riscul ca în urma acestui proces doar să ai o atitudine prin care știi să faci ceva foarte bine și atât. Iar asta nu te va duce nicăieri. Dacă vrei să ai încredere în tine, atunci încetează să-ți mai concentrezi atenția pe ceea ce ai făcut greșit și concentrează-te pe ceea ce ai făcut bine, pe ceea ce ți-a ieșit. Dacă, de exemplu, ai descris 10 cuvinte și reușești să scrii corect doar 2, dacă te uiți la celelalte 8, probabil că te simți incompetent. Dar dacă spui, aceste 2 cuvinte le-am scris perfect, atunci deja te simți mai bine. Ideea aici este să mărești numărul acțiunilor care funcționează foarte bine și să înveți din restul sau poate chiar să le ignori. Așa ajungi să ai încredere în tine. Oprește-te din a-ți mai planifica momentele în care vei da greș, momentele în care vei greși. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce ai putea greși, la ceea ce ar putea să nu funcționeze, cu atât vei da peste acele situații. Când îți concentrezi atenția pe ceea ce poți să faci, pe ceea ce funcționează, cu atât te vei simți mai bine. Și dacă tot am ajuns aici, vreau să mai adaug un lucru. Este important să faci lucruri pe care le consideri potrivite, din motivele potrivite. Dacă observi o persoană că a scăpat ceva pe jos și te aplici să o ajuți doar pentru ca cei din jur să vadă ce cool ești, îți vei da seama că nu te simți cu adevărat bine în acel moment. Dar dacă o ajuți pentru că simți că este corect să faci asta, atunci te vei simți bine mereu. Vezi tu, este aceeași acțiune, numai că într-un caz ai încredere în tine, iar în celălalt îți bazezi respectul de sine pe niște străini. Cred că sunt mulți oameni care știu care e lucrul cel mai bun pe care l-ar putea face într-un anumit moment. Numai că am impresia că nu se pot mobiliza să-l facă, pentru că motivele din spatele acelor acțiuni nu sunt corecte. De exemplu, știi că nu ar trebui să te porți urât cu cineva din viața ta. Creierul tău îți spune înainte, în timp ce faci asta și după ce ai făcut-o. Poate că sunt momente în care cineva mai trebuie scuturat puțin pentru a-și da seama de ceva anume, însă dacă te porți așa din motive greșite, atunci ar trebui să te uiți la tine atunci când faci asta și pur și simplu să te oprești. Apoi faci un plan mai bun și schimbi modul în care reacționezi în acele situații. Scrie acele momente pe o foaie și exersează în mintea ta modul în care vei reacționa la ele. Pentru că dacă nu ai mai multe opțiuni, este puțin probabil că vei reuși să creezi ceva nou atunci când ești în situație. Însă atunci când găsești un mod de a reacționa potrivit și îl vizualizezi de mai multe ori, atunci când vei ajunge în acea situație, vei reacționa exact cum ți-ai dorit. Și atunci te vei simți mai bine și vei avea încredere în tine din acel moment și în fiecare moment din viața ta de acum înainte. Ne găsești pe Google Plus și Facebook. Apasă butonul Subscribe și periodic vei fi ținut la curent atunci când apare un clip nou.